Salut, sunt Kim Luken și azi vom face review la Dying in the Franxx. Dar înainte să începem, nu uitați să dați like, subscribe și să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu ceea ce postez. Și aveți în descriere serverul de Discord dacă vă interesează. Acum hai să trecem la clip. În viitorul îndepărtat, omenirea a fost aproape de dispariție de către fiarele uriașe cunoscute sub numele de clasozauri, forțând oamenii supraviețuitori să se refugieze în fortărețe masive numite Platantios. Copiii crescuți aici sunt antrenați să piloteze mecha giganți cunoscuți sub numele de Franxxx, singurele arme despre care se știe că sunt eficiente împotriva clasozaurs în perechi băiat-fată. Crescuți doar cu scopul de a pilota aceste mașini, acești copii nu știu nimic despre lumea exterioară și nu pot dovedi existența decât apărându-și rasa. Hiro, un aspirant pilot Franxxx, și-a pierdut motivația și încrederea în sine după ce a picat un test de aptitudini. Trecând peste ceremonia de absolvire a clasei sale, Hiro se retrage într-un lac din pădure unde întâlnește o fată misterioasă cu două coarne. Ea se prinsă sub numele de cod 02, despre care se știe că aparține unui pilot din Found Franxxx. Înainte ca Hiro să poată digera întâlnirea, plantația este zguduită de un atac brusc clasozaurus. Zero-Zu și a partenerul lui urcă în Franxxx, dar este grav avariat în încăierea și se prăbușește lângă Hiro. Găsindu-și partenerul mort, Zero-Zu îl invită pe Hiro să piloteze mecha cu ea, iar duo-ul îl învinge cu ușurință pe clasozaur în lupta care a urmat. Cu un nou partener alături lui, Hiro i s-a oferit șansa de a se răscumpăra pentru eșecurile sale din trecut, dar cu ce preț? Acum, o să vă spun părerea mea sinceră despre anime. Este un anime bun în niciun caz de 10, eu nu recomand manga de orice, are un ending diferit și unul mai bun, mai adecvat. Hiro și Zero-Zu au un caracter bine definit și îmi place să văd cum aceste caractere în timp se îndrăgostesc unul de altul. Mie mi se pare totuși că nu s-a acordat destul atenție la unele caractere secundare, de exemplu mi-ar fi plăcut să văd mai multe între Miku și Zorome. În rest este ok, per total este un anime bun. Acum, cui recomand anime-ul? Dacă nu ești fan romanță, poți să-ți spun de acum nici măcar să nu-l încerci. Ca prim anime de romanță nu mi se pare bun. Ar fi mai bun Bunny Girl Senpai, chiar dacă după părerea mea Dying in the Franxxx este mai bun decât Bunny Girl Senpai. Cei care sunteți fan acestui gen deja știți că trebuie să-l vedeți neapărat. Și am uitat să menționez că anime are doar 24 de episoade. Anime-ul a explodat în popularitate. Totuși acum anime nu mai vorbește de el. Voi ce credeți? Merită atenție și în anul 2022? Go ahead, go ahead.